Andrei și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip cu Race Room Racing Experience. Deci să trecem la treabă. Ok, fraților, după cum bine vedeți, am decis să filmez un nou clip cu acest joc, deoarece am văzut cum a plăcut episodul anterior și a trecut ceva timp de când am mai filmat acest joc și sper să vă placă. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați și butonul de like. Dacă vreți în continuare episoade nu doar cu acest joc, dar și cu multe alte jocuri. Și aparent sunt pe locul 2, dacă nu mă înșel. Da, 2, cred că pe 2 sau pe primul. Oh my god, pe primul sunt, ceea ce e super tare, dar sper să nu gafez, pentru că am mai încercat odată să filmez și pe când am terminat cursa s-a dus totul, pentru că am făcut un accident destul de urât. Ok, trebuie să pun puțină frână și dacă în caz că o să vedeți drop frame-uri, îmi cer mii de scuze, dar e din cauză că aici e internetul destul de slab și aici la bunici unde sunt eu și în pana mea nu pot să filmez așa cum îmi doresc eu, dar... contează că totuși am postat și în genul în ultimul timp am filmat destul de multe episoade și sper să vă placă pentru că deoarece totul fac pentru voi și vă vreau să vă mulțumesc pe această cale. Acum în momentul de față avem suma de 205 abonați și vreau să vă mulțumesc din suflet. Mi-ați făcut o zi foarte fericită. Ok, fraților. Și apare, nu știu de ce, a fost un drop frame destul de urât, dar sper să nu se mai întâmple. Și sunt la o distanță destul de mare față de mine. Gen, o să dau cu această mașină vreo 4 curse, depinde cât o să țin această cursă, nu știu exact. Dacă o să merg bine și o să mă țin și nu o să am probleme, o să merg tot cu această mașină. E bine, dacă o să am probleme, o să schimb și altă mașină. Și sper să câștig o cursă în sfârșit, într-un episod. Și nu înțeleg de ce sunt drop frame-uri. Chiar nu înțeleg. Sunt drop frame-uri destul de mari, dar sper să nu... și FPS-urile scad destul de mult, nu știu de ce. Ok, sunt pe primul loc și e super tare. E o senzație destul de tare când ești pe primul loc și... te încântă destul de mult și gen ultimul... am unul în spatele meu care mă urmărește destul de tare. Și vreau să vă mulțumesc din suflet, cred că am mai spus asta odată, pentru suportul acordat. În ultimul timp strângem destul de multe like-uri, chiar foarte multe, și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Ok, și mă mănâncă puțin ochiul, dar trebuie să fiu atent aici la cursă. Aceasta este doua rundă din prima cursă. În acest episod o să dau doar o cursă. Ok, cam rău am făcut aici, pentru că automat o să vină cel din spatele meu. Nu știu exact câte, într-o cursă, câte runde sunt, gen 4, cred, am dat odată 3, le-am câștigat pe toate și a 4 am pierdut-o, dar nu s-a terminat, cred că 5. Ok, trebuie să am mare grijă aici. Oricum, eu o să dau 4, de fapt câte sunt necesare. Sper să câștig în acest episod, mi-am propus să câștig măcar minim 3-4, pentru că totuși am destul de, de multă experiență de când joc acest joc și am o experiență destul de mare. Și aparent e ok, e super bine că sunt pe primul loc. Ok, fraților, în episodul următor am să filmez Need for Speed Hot Pursuit, deoarece am văzut din nou că v-a plăcut episodul anterior și am zis să filmez un nou clip. Și vreau să discut puțin despre jocurile noi pe canal care au apărut acum. Am avut în ultimul timp destul de multe întrebări de ce am postat clipul noi. Am postat clipul noi pentru că am avut la rândul meu comentarii în care spus Andrei, nu mai o să postez și alte jocuri. Am zis nu, că o să rămân pe acestea. După aia mi-am amintit că aveam multe jocuri în Steam și am zis hai să le filmez, pentru că chiar au o grafică super tare și am zis să filmez. Ok, așa aparent din nou suntem pe primul loc. Trebuie să pun o frână destul de mare. Așa. Iarăși din nou. Deocamdată nu mai am probleme, sper să nu fie ok și am un tip care din Germania care mă urmărește și vine din greu cu viteză destul de mare aparent. Și îmi place destul de mult grafic acestui joc și îmi cer scuze pentru drop frame-ul care a fost adineauri. Aceasta este a treia cursă, ok, și din nou încep drop frame-urile, sper să nu cumva să am probleme în timp ce dau cursa, pentru că o să pierd și cursa și filmarea în același timp. Ok,
Și gen am mai încercat să filmez odată, dar s-a dus totul de râpă, pentru că la râpă asta sau de râpă, nu mai știu exact cum era vorba aia. Dar în fine, deoarece făcea un lag, nu știu de ce, chiar nu știu, pentru că de la calculator nu are cum. Oh my god, mă urmărește tare, trebuie să măresc puțin viteza, dar totuși nu ar merge să mă măresc atât de tare, pentru că automat o să păzești ceva și nu vreau, sincer, fraților, să păzești ceva. Ok, a treia cursă. Nu știu exact cât o să mai dăm, deci eu mi-am propus în acest episod să câștig misiunea, să câștig runda, nu mi runda, misiunea aceasta sau cursa aceasta, vreau să zic. Nici nu mai am cuvinte după câte clipuri am filmat astăzi. Gen undeva la 4 plus cele postate pe YouTube. E puțin greu să fiu YouTuber, dar în același timp e și o muncă frumoasă dacă vreți dacă vezi că ai susținere din spate. Ok, și am făcut un vlog care am încercat o nouă experiență de a filma între oameni. Ok, și aparent din nou am câștigat a treia cursă. Nu știu să mai dăm una, nu știu să văd eu la un moment atunci. Eu sunt pe primul loc, mai dăm una. Cred că e ultima, sper să fie ultima aceasta. Ok. Și gen, m-am tot plimbat așa. N-am avut probleme să mă tragă cineva, sper să nu am acum. Ok. Totuși am o experiență destul de mare. Pentru că am jucat destul de mult timp gen, în prima dată când l-am jucat eram praf, deci nu mergea și cu mașini de astea ușoare, da, păi din acelea cu de curs adevărate. Acestea sunt de curse, dar sunt gen dacă e... Ok, și-am gafat. Ok, am făcut gafatul rău. Sper să revin. Sper să revin că mă urmărește unul dintre, dar a revenit de aparent. Oh, era la o distanță destul de mare. Și cu cât o să stea și el puțin la curbă, gen... Când dacă cineva e în fața ta, tu ești la o curbă, el trebuie să fie la cealaltă curbă, dacă mergi cu acea viteză pe care o are și adversarul tău, cel care este pe locul 2. Ok. Și nu-mi prea place că am FPS-urile destul de mici și nici nu am jocurile instalate aproape toate de pe Steam. Și cred că nu e de la calculator, ci cred că stă surioara mea, pe testă surioara mea pe telefon. Gen, ia să mă uită pe YouTube, poate o să apară într-un vlog special pentru 200 de abonați. Ea se joacă Minecraft, îi place mult să joace Minecraft. Și joacă Minecraft și GTA 4, îi place mult. Sunt jocurile ei preferate. Îi place să joace GTA 4 online. Dar o să apară într-un episod, nu într-un vlog, vă dați seama. Într-un episod o să apară, stați liniștiți. Sau poate să fac un Q&A alături de ea. Ok. Și pare câștigăm aceasta sau mai mergem o tură pentru că mă cam... Ok, Ok. fraților, noi ne revedem în episodul următor cu Need for Speed Hot Pursuit. Deci, acesta a fost Andrei. Pa, pa!